Biserica din satul Buicești, filia parohiei Pluta din județul Mehedinți, a fost resfințită astăzi după recentele lucrări de restaurare și consolidare. Cu acest prilej, în mijlocul credincioșilor, a fost prezent preasfințitul părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei, care a resfințit sfântul locaș. Ridicați căpetenii porțile voastre și vă ridicați porțile cele veșnice și va intra împăratul slavei. Cine este acesta, împăratul slavei? Domnul cel tare și puternic, Domnul cel tare război, Domnul puterilor, acesta este împăratul slavei. În continuare, ierarhul a săvârșit sfânta liturghie, iar la final a rostit un cuvânt de învățătură. Ne-am rugat la slujba de resfințire ca bunul Dumnezeu să primească rugăciunile credincioșilor pe care le înalți aici, în casa lui Dumnezeu, în fața acestui sfânt altar, în fața acestei catapeteazme pictată. Doresc ca bunul Dumnezeu să împlinească rugăciunile tuturor celor care se vor ruga în această sfântă biserică. Vă doresc tuturor să aveți spor în rugăciune. Rugăciunile pe care le înălțați să aducă binecuvântarea lui Dumnezeu în viața fiecăruia dintre dumneavoastră. Să trimită Dumnezeu harul Său, milostivirea Sa și binecuvântarea Sa asupra copiilor dumneavoastră, asupra nepoților dumneavoastră, asupra urmașilor dumneavoastră. Este de datoria noastră să ne rugăm pentru răposații noștri, fiindcă ei pot fi ajutați de rugăciunile noastre. Bucuria noastră este deplină atunci când ușa casei este deschisă de pruncii și de fiii noștri și astfel o bucurie deplină are și Dumnezeu când noi deschidem ușa bisericii și rostim rugăciunea noastră aici, în Sfântul Locaș. Să vă ajute Bunul Dumnezeu ca la fiecare sfântă și dumnezeiască liturghie să fiți la fel, în același număr, poate chiar mai mare, alături de Părintele dumneavoastră. Și bucuria pe care ați făcut-o astăzi Părintelui să o faceți până la sfârșitul zilelor dumneavoastră, fiind împreună și rugându-vă la fiecare sfântă și dumnezeiască liturghie. În această zi binecuvântată am trăit momente speciale, momente unice, de înaltă bucurie duhovnicească, alături de dumneavoastră în această sfântă biserică și din mulțimea de oameni care astăzi a popozit în sfânta biserică, îmi dau seama că este iubită de dumneavoastră. Și acest moment s-a născut din dorința dumneavoastră de a contribui la înfrumusețarea, păstrarea și grija deosebită pentru sfânta biserică. Care mi-au înțeles dorința pe care am avut-o să se restaureze această casă a Domnului. Biserica a fost sfințită în anul 1900 și o are ca ocrotitoare pe Sfânta Cuvioasă Parascheva.